Haideți să citim din Sfânta Scriptură, din Evanghelia Ioan, din capitolul 21, începând de la versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură 1054. Evanghelia Ioan, capitolul 21, începem cu versetul 1 citirea și sfârșim în versetul 14. După aceea, Isus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat Simon Petru, Thomas, Zizgeamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus, erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbiara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți, aduceți, din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenicii lui nu cuteza să-l întrebe cine ești că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Dragii mei, vă rog să ocupați locurile. Și înainte ca să ne uităm puțin în textul acesta din Ioan, am văzut că în dimineața aceasta ați vorbit despre ochi, s-a vorbit mult despre lumină, despre a vedea, despre vederea fizică, dar nu numai atât, despre vederea spirituală. Aș dori să vă rog să-mi permiteți să recit o poezie care vorbește despre vindecarea orbului Bartimeu. Iisus trecea prin Erihon, iar cercetorul orb în zdrențe, de jos din colp simți un zvon, un ritm de pași în largi cadențe. Iisus trecea sub ceriu, iudeu prin grădini cu rodei coapte, iar zorii se înalțau mereu, dar pentru orbul Bartimeu era tot noapte după noapte. Iisus trecea încet și apoi, într-o solemnă fericire, venea cu el un lung convoi ca o coloană de eroi glorificând un rege mire. Iisus trecea. Și un murmur sfânt vibra în orb ca niciodată. Ciulind urechile în vânt, el prins în taină un cuvânt și inima a început să-i bată. Simți ceva ca un fluid, ca o mireasmă de zambilă. Și orbul a strigat livid, ai milă fiului David, Isus, e salvator, ai milă! Doi, trei pe margini se încruntară. Hei, cercetor neobrăzat, ce strigi așa? Oricât e de amară, tu poartă-ți crucea cum ți-e dat. Rămâi în pace sub povoară. Dar orbul, fără căpătâi, strigă mai fără de rușine, mai fără teamă ca întâi. Ah, fiul lui David, rămâi, ai milă, Doamne, și de mine. Și s-a oprit Iisus acum, pătruns de omenească dramă. Putea să treacă nici de cum. Și orba aude un glas pe drum. Hai, îndrăznește, că te cheamă. Mă cheamă? Cum? Chiar El, Isus? Hai, nu mai zăbovi, te așteaptă, pe mine ce, chiar, ce alții nu pe Bartimeu așa a spus și orbul parcă se deșteaptă. Atunci tot ce a fost s-a dus și ca nebun de bucurie se înalță Bartimeu în vânt, stă drept acum ca o făclie, scoate haina, o sfâșie și o zvârle, zvâr, zvâr la pământ. Atunci, peste o clipă, două, eu voi vedea ca orice om. Apoi, cu mâinile amândouă, îmi voi zidi o casă nouă și voi sădi pom lângă pom. Așa, eu nu mai sunt un blitz vârlit în spin la o ales parte. Eu pot munci. Hei, la o parte mă așteaptă fiul lui David. Dar ascultați, ca peste viac se aude în lin un glas ca mierea. O O, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Rabuni sunt un orb sărac, nu se nimic, nu mai vederea. Apoi, convoiul a pornit, și mii de pași au năvălit călcând pe haina zdrențuită. Iar haina, haina a rămas în drum, căci nimeni mintea nu și-a pus cu o zdrență bună pentru scrum. Iar Bartimeu mergea acum după Isus. Și acum Isus, Mesia, trece încet și blând pe strada ta. Mulțimea iarăși îl petrece, dar tu rămâi crispat și rece, tu n-ai ce cere. Nici ce da. Spre solul dragostei cerești cei orbi, cei surzi, aleargă în stol, dar tu stai dem, tu nu cerșești și iată, tu nu știi că ești sărac și orb și surd și gol. Convoiul totuși se oprește, stau mii de chipuri fără grai, un om aleargă și-ți șoptește, Iisus te cheamă, îndrăznește, te așteaptă în drum. De ce mai stai? Eu nu sunt orb, orb sunt destui, nici mut eu spun ce am de spus, eu inima nu dau oricui și nu cer milă nimănui, hai vină totuși la Isus. nu vreau de nimeni să ascult, voința mea mi-e zeu și țel, eu vreau plăceri eu vreau tumult, Iisus e sfânt, o oh, chiar prea mult hai vină totuși vin la el ascultă, cel ce te-a chemat, singur tu te minți, tu nu ești orb ca Bartimeu, tu vezi auzi, vorbești și simți, dar vai, cu ochii tăi prea strâmți, nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Ascultă, cel ce te-a chemat nu-i doar pe umbra unui gând, e Dumnezeu ce te-a creat, e Fiul Său crucificat. De ce nu vii la El plângând? Ascultă, nu te prinde teama, ai ochi. Atunci de ce nu vezi? Nu simți ce fericire pierzi? Te așteaptă Dumnezeu. Ia seama. Amen. Dragii mei, Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe toți. Eu am învățat să recit poezii de la mama mea. Când eram copil, acasă, întotdeauna mama aproape ne obliga ca la sărbătorile cele mari să recităm o poezie în biserică. La sărbători, evenimente, când erau botezuri, când erau nunți și așa am învățat să recit poezii de la mama și mulțumesc Domnului pentru mama mea care a stat Lângă fiecare dintre noi. Eu sunt cel mai mare băiat, cel mai mare copil dintr-o familie puțin mai numeroasă. Suntem 14 frați și Dumnezeu ne-a binecuvântat. În ultima perioadă, așa ca și dumneavoastră, suntem împărțiți pe tot globul aproape. Suntem și în America, și în Canada, în Germania, în Anglia. Aici nu este niciunul, dar nu se știe. Suntem mulți. În Italia eu locuiesc de. Mulți ani, mai bine de 20 de ani, locuim acolo, la Roma, și vreau să vă salut, adică să vă spun: Dumnezeu să vă binecuvinteze în limba italiană, ca să credeți că eu chiar locuiesc la Roma. Și în italiană se spune Dio vi benedica. Cei care ați mai fost pe acolo, cred că știți ce am spus și ați înțeles bine. E o bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră și o bucurie să vă văd că știți să zâmbiți. Am văzut că dentiștii de aici din Anglia își fac treaba bine, lucrează bine, sunt oameni de treabă. Îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Vreau să vă spun că provin dintr-o biserică așa ca dumneavoastră. Spuneam și vineri seară, seară suntem biserica, o biserică creștină, bapticostală o chem eu, adică ne întâlnim cu toții acolo și eu provin dintr-o familie penticostală soția mea este de la frații creștini după Evanghelie dar de când suntem în biserica aceasta ne simțim bine alături de Domnul stăm și-l căutăm pe el vrem să ne întâlnim cu Domnul vrem întotdeauna să-l cunoaștem pe el să-l vedem pe el și mai mult decât atât vrem să-i auzim glasul așa cum i-au auzit glasul ucenicii aceștia când erau pe mare erau la pescuit au ieșit cu barca și vreau să vă spun că aici ucenicii deja au stat cu Domnul Isus Hristos trei ani și jumătate, era după învierea Domnului, când ucenicii s-au dus de nou la pescuit. Când Domnul inițial îi găsise, când l-a găsit pe Petru, i-a spus, Petre, vreau să lași meseria care o ai, vreau să abandonez munca asta, pentru că eu vreau să altoiesc în meseria care o faci tu, o meserie nouă, să lucrez pentru împărăția cerurilor să fii pescar de oameni. Numai că știți în inima lui Petru, cred că era o mare amărăciune, o deluzie totală. Erau câteva zile de când se lepădase de Domnul, de când s-a jurat că nu îl cunoaște. Și mă gândesc cât de trist putea să fie Petru, Petru în situația aceasta. Și în amărăciunea aceea, în disperare, mă gândesc că a uitat Ceea ce trebuia să învețe de la Domnul. Atunci când Domnul Isus era pregătit să meargă pe calvar, a luat pe câțiva din ucenicii lui și, în primul rând, l-a luat pe Petru și a mers să se roage o noapte întreagă. Petru nu a prea învățat această lecție de la Domnul. Și acum spune, știi, nu mă duc la rugăciune, mă duc la pescuit, mă duc la vechea mea meserie. De multe ori facem la fel ca Petru. Încercăm atunci când suntem supărați, când suntem triști, ne căutăm alinare, ne căutăm mângâierea în altă parte, decât să venim la Iisus, decât să venim la Domnul, decât să venim în genunchi la rugăciune, decât să ne rugăm Domnului nostru. Căutăm să facem alte lucruri și poate mergem la muncă mai mult decât ar trebui. Ne epuizăm fizicul nostru și muncim mult, Cunosc situația care o aveți și dumneavoastră pentru că trăiesc în străinătate de mulți ani și știu cum trăiți dumneavoastră aici. C vă cunosc uh, modul de viață, ritmurile la care sunteți supuși. Uh, plecați de dimineață, vă întoarceți seara. Aveți tot felul de probleme. Dar Domnul Isus Hristos, cât a trăit împreună cu Petru, cât a umblat pe pământ împreună cu Petru, întotdeauna seara se ducea și se ruga. Oricât ar fi fost de grea ziua respectivă, Spunea cred că Luther, reformatorul nostru, ziua aceasta pe care o am de făcut, sunt așa de multe lucruri încât nu pot să fac nimic dacă nu mă rog câteva ore. N-aș putea face nimic din ceea ce trebuie să fac ziua aceasta dacă nu stau în rugăciune. Oamenii și au plecat, dar nu numai atât. Vreau să ne uităm puțin la oamenii aceștia și să ne gândim că seamănă destul de bine cu noi. Când vă gândiți la Petru, cu caracterul său iruent, impulsiv, de multe ori mă recunosc pe mine. Suntem porniți întotdeauna să deschidem gura și poate nu de fiecare dată, în Italia este o expresie: când deschizi gura, ai grijă ca și creierul să fie colegat, să fie legat la ceea ce spui. Se întâmplă de multe ori în viața noastră că jignim. Sau spunem un cuvânt nepotrivit. Pentru că n-am așteptat destul timp ca să medităm, să ne gândim ceea ce vrem să spunem. Și Petru avea o impulsivitate, așa. Când era vorba de pescuit, el era bun la pescuit. Când era vorba de armată, vă aduceți aminte, el cu sabia și-a început să lupte. Le știa un pic pe toate, așa cum știm noi de obicei românii. În Italia avem niște locuri acolo unde se strâng mai mulți români și așteaptă să fie luați la muncă, chemați la muncă pentru o zi sau două sau mai mult timp, depinde. Dacă mergi acolo în locurile acestea, imediat tăbărăți pe mașină 5, 6, 10 persoane și dacă întrebi, este vreunul dintre dumneavoastră care știe să facă zidărie pentru că asta lucrăm și noi și bănuiesc și dumneavoastră lucrați același lucru aici la Londra? Imediat toți, eu am fost zidar, eu sunt categoria nu știu care, sunt bun, am făcut, am, sunt cel mai bun în meseria asta. Dacă l-ai întrebat o altă meserie, o știe și pe aceea. Când ajungi pe șantier și îi pui mistria în mână, îți dai seama că el atunci a făcut aprobe. Dar caracterul lui e impulsiv și practic un pic ne caracterizează ca și popor român lucrul ăsta. Nu, eu nu cred, nu consider că este un lucru greșit. Suntem așa făcuți, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare. Ne uităm la un alt ucenic care era împreună cu ei, Toma. Toma era un alt caracter. Eu până nu văd, eu până nu pun mâna, până nu ating eu așa să văd despre ce vă, până nu ating pe Domnul. Până nu -mi vorbește mie Domnul, dar trebuie să-mi vorbească cu vocea aia care am decis eu. Nu cu vocea lui. Nu cum vrea Domnul, cum vreau eu. Când îmi vorbește Domnul așa, atunci treaba e bună. Ne uităm la fiii Tunetului. Fiii Tunetului ăștia aveau, aveau un alt caracter. Când au trecut prin Samaria și Samaritenii nu i-au lăsat, au zis, Doamne, hai să-i luăm la bătaie pe aștia, hai să-i nimicim, hai să coborâm foc din cer peste ei. Dacă ne uităm așa la oamenii ăștia, cam ne regăsim și noi printre ei în anumite circunstanțe ale vieții. Oamenii ăștia, au plecat la pescuit. O noapte întreagă. Și n-au prins un pește. Eu îmi imaginez că acolo, pe lacul acela, nu erau chiar așa de profesioniști cum sunt astăzi, sunt tot felul de plase de, din astea care prin pescuiesc orice și rechinii din mare îi scot afară. În Marea Mediterană s-a rărit peștele, nici nu mai este. Dar totuși erau și un pește, ar fi putut să prindă. Probabil dacă puneai un copil cu un băț, cu o ață, cu un cârlig acolo, tot prindea un pește într-o noapte. Ăștia nu au prins un pește, toată noaptea. V-aș întreba dacă ați merge la muncă și ați trebui să, căs, să clădiți, să zidiți 100 de cărămizi și după 8 ore de muncă să nu fie așezat măcar o singură cărămidă. Cei care mai lucrați pe computer și faceți câte o scrisoare lungă și lucrați la ea ore în șir, se mai întâmpla câteodată că se întrerupea curentul și dacă nu aveai salvat undeva, se ștergea tot. Câtă deluzie putea să fie în viața dar cât erai de disperat, de supărat, de întristat. Și vine Domnul la ei dimineața și întreabă, bun băieți, dar unde ați fost? La pescuit și pește niciunul. Niciunul. Niciunul, Doamne. Primul lucru care îl fac cu cenicii își recunosc eșecul. Și am intitulat mesajul meu Eșecul specialiștilor. Ăștia nu erau începători, nu erau niște oameni care își dădeau cu părerea, erau niște oameni care își cunoșteau meseria. Simon Petru se întreținea și întreținea familia din pescuit. Mergea la muncă în fiecare zi până când Domnul Isus l-a întâlnit. Și omul acesta știa meseria și o cunoștea bine. Dar Așa cum știți dumneavoastră, pescarii mai exagerează câteodată. Aici cred că au fost cei mai sinceri pescari. Doamne, n-am prins nimic, niciun pește. Uh. Noi, în România, avem un lac micuț în curte la tata. Anul trecut ne-am întâlnit cu toții acasă, la părinți. Domnul ne-a ajutat după mult timp, după mulți ani de privegie, prin toată lumea, ne-am întâlnit anul trecut în luna august, am fost acasă și cu câteva luni înainte ne-am gândit noi să cumpărăm ceva pește, să-l punem în lacul acela de la noi, un iaz micuț, nu-i mare. Am cumpărat câțiva pești mari, i-am pus acolo și am zis să-i hrănim noi câteva luni de zile și la vară când venim acasă, pescuim și noi câțiva peștișori de aici din lacul ăsta și mâncăm. Ne-am dus acasă, chiar eu m-am pregătit, am pregătit undiță, am pregătit cărlije, tot, copiii, nepoții, toți erau acolo să pescuiască. Vă spun că am stat vreo săptămână noi așa la pește, dar cel mai mare era cam atât. Nu s-a putut mânca nimic din ei. A trebuit să vină un vecin de-a nostru care a fost binevoitor cu noi, s-a dus la pescărie, a cumpărat pești și ne-a dus pește să mâncăm. Am încercat și noi să facem ceva, dar n-a mers. Mă gândesc că se întâmplă același lucru și în lucrarea spirituală. Când încercăm să lucrăm pentru Domnul, pornim cu avânt, pornim cu elan, dar nu se întâmplă nimic în lucrarea care o facem. Oamenii care ascultă Evanghelia, pentru că pescuirea noastră spirituală, de fapt, este ca să aducem pești în năvodul lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea, aceasta este marea poruncă care ne-a lăsat-o Domnul Isus Hristos, să facem ucenici din toate neamurile. Și din englezii care sunt în jurul nostru trebuie să facem ucenici. Și din marochinii care sunt în jurul nostru. Și din cei din Eritrea trebuie să facem ucenici. Din toate neamurile, Domnul Iisus ne-a chemat să fim pescari. Să aducem câte un om. Și mergem în evangelizare și parcă nu reușim să prindem nimic. Nu merge. Dragii mei, frați și surori, întrebarea aceasta, va fi pusă într-o zi la fiecare dintre noi. Uitați ce scrie în 1 Corinteni, căci toți trebuie să ne întâlnim în fața scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Va veni o zi în care ne vom prezenta în fața unui tron de judecată, în fața unui Dumnezeu adevărat. În fața unui Dumnezeu care știe tot și vom primi o întrebare. Cât snopi ai adus? Ce ai făcut cu talentul care eu ți l-am dat? Fiecare dintre noi avem un dar în inimile noastre. Și Pavel în Romani, în capitolul 12, ne vorbește despre darurile acestea de caracter, cu care ne-am născut, fiecare ne-am născut într-un fel. Dumnezeu ne-a zestrat cu un dar cu care trebuie să lucrăm în via Lui. Și ne va întreba, darul bunătății, cât l-ai folosit? Cât ai folosit tu din darul acesta cu care te-am înzestrat? Darul îmbărbătărilor, cât l-ai folosit? Cât ai folosit talentul acesta? Poate de multe ori noi ne gândim, eu nu am, nu sunt bun să predic, nu sunt bun să cânt, nu sunt bun să fac alte lucruri. Dar darul ajutorărilor, credeți că puteți să-l faceți? Putem să ajutăm pe cei care sunt în nevoie, pe cei care sunt abătuți, pe cei care au nevoie de un cuvânt de mângâiere, pe cei care au nevoie de o vorbă bună. Putem să facem lucrul acesta. Dragii noștri, cât suntem aici pe pământ, întrebarea aceasta este pertinentă, pentru că putem să ne facem o evaluare a lucrării noastre și putem să ne îndreptăm să aducem pești în năvodul lui Dumnezeu. Dar dacă ajungem în fața tronului de judecată, acolo nu mai sunt soluții pentru remediere. Nu poți să-ți angajezi un avocat care să mai mintă puțin și să te ajute să treci și tu prin poarta aceea. Nu există nicio soluție. Aici cât suntem pe pământ, trebuie să ne punem darul nostru în negoț și să lucrăm pentru Domnul, să încercăm să pescuim pentru Domnul dar când pentru pescuim pentru Domnul sunt câteva condiții care trebuie să le îndeplinim nu putem să facem lucrurile așa la întâmplare în primul rând trebuie să ascultăm de cuvânt toată noaptea ucenicii au tot încercat cu leaja asta, cu plasa, când într-o parte a bărcii, când în cealaltă de acum erau ajunși aproape la țărm erau aproape acasă distanță mică, știau că nu mai sunt pești acolo, pentru că dacă ne aducem aminte când a fost prima dată pescuirea minunată, Domnul Iisus Hristos i-a îndemnat sau l-a rugat pe Petru să îndepărteze corabia la adânc, să meargă să pescuiască. Aici nu mai erau la adânc. Aici erau într-o zonă aproape de mal. Și Domnul Iisus Hristos le spune, aruncă reaja în partea dreaptă. Acum vă întreb, dacă ei ar fi aruncat-o în partea stângă, s-ar fi întâmplat ceva? Era ca toată noaptea. Același lucru. Dacă ar fi făcut ei altceva la întâmplare, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar îi vedem aici când, ei, când Domnul Iisus le spune aruncă mreaja în partea dreaptă. Iisus Hristos, El știe unde spește. El știe unde sunt inimile pregătite. El știe unde Duhul Sfânt deja este în acțiune. Și ne vorbește, aruncă mreaja în partea dreaptă a corabiei. Trebuie să ascultăm de glasul Domnului. Dragilor, am văzut inițiativa dumneavoastră, este o inițiativă lăudabilă. Am înțeles că veți face 40 de zile de post. Este un lucru extraordinar și vă mărturisesc că de vineri seara mă tot gândesc cum să-l implementăm și noi la Roma, cum să îi îndemn pe frați să facă acest post. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Dar că sunt gelos pe dumneavoastră. Mă gândesc ce minuni o să se întâmple după aceste 40 de zile de post. Aș vrea să vin aici să vă văd pe fiecare dintre dumneavoastră plin de entuziasm, plin de bucurie, lăudându-l pe Domnul și având un rod bogat în pescuire și având oameni care să se întoarcă la Domnul. Dar dacă ar fi așa simplu, ar fi super frumos. Dar când Domnul Isus Hristos a postit 40 de zile, după 40 de zile s-a prezentat diavolul. Și a spus, am venit să te ispitesc. Dumneavoastră v-ați angajat într-o luptă spirituală. Ar fi frumos dacă ar fi numai flori din acestea, așa, pe strada asta pe care vom merge noi. Dar în război, război, mâini tăiate, picioare tăiate, oameni schilodiți, oameni distruși, suflete sfărâmate, inimi frânte, în război, război așa e la război, v-ați angajat într-o luptă și credem că vom trece biruitori, dar numai cu ajutorul Domnului, dar să știți că nu va fi simplu, dacă diavolul a venit la Fiul lui Dumnezeu să-L ispitească, dumneavoastră ce credeți? Nu o să vină la dumneavoastră să vă ispitească în același fel cum a făcut-o cu Domnul Isus Hristos? Când diavolul l a ispitit pe Domnul și a spus, Îți arăt bogățiile pământului, templu, dar un câte jos de ei, transformă pâinile, transformă pietrele în pâine. Putea Domnul Isus să facă toate aceste minuni? Liniștit, nu era nicio problemă. Dar Domnul Isus Hristos a răspuns diavolului într-un mod extraordinar. Este scris. Putea să facă orice minune Domnul Iisus Putea să transforme universul, să schimbe pământul Să mai construiască o planetă ca aceasta alături Putea să facă orice Domnul Iisus Hristos ales să răspundă Este scris Dragii noștri, la ispitele care vă vor ataca Când veți fi atacați de diavolul Trebuie să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu care este scris și pe satan îl putem înfrunta doar cu cuvântul scris, cu ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Dar pentru asta trebuie să cunoaștem Sfânta Scriptură. Trebuie să o fi citit, trebuie să o fi înțeles, trebuie ca Duhul Sfânt să ne schimbe inimile, să ne dea înțelepciune, să cunoaștem Scriptura aceasta. Să cunoaștem cu ajutorul Duhului Sfânt, așa cum spunea Pavel. Și Aș vrea să, vă, să facem o mică digresiune, cum se spune, în, într-un pasaj din Ioan, în pasajul din Ioan, capitolul 7, unde Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, se ridică în picioare și spune, Cine va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ioan, mai jos puțin, completează și spune Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta vorbea, vorbea, despre Duhul Sfânt Pentru că încă nu venise ziua cinzecimii Încă Duhul Sfânt nu s-a coborât Și Domnul Iisus Hristos vorbește în pasajul acesta Despre Sfânta Scriptură Care vorbește despre niște râuri din apă vie Care vor țâșni din inima fiecăruia Și vor inunda, vor umple Cetatea vor face lucruri extraordinare. Singurul pasaj din Vechiul Testament, pentru că în vremea Domnului Isus era doar Vechiul Testament, Noul Testament încă nu era scris, este un pasaj extraordinar în Cartea Ezechiel. Pasajul din Cartea Ezechiel, capitolul 47, vreau să citesc primele cinci versete. Vrem să ne uităm peste aceste prime cinci versete. Domnul Isus Hristos vorbește despre o apă râuri de apă, izvoare care vor țâșni, care vor inunda, care vor umple inimile oamenilor. Și aici, profetul spune în felul următor, m-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, că fața, ca fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de mezăzia altarului. M-a scos pe poarta de mează noapte, și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Aici Sfânta Scriptură, dacă veți citi puțin mai înainte, începând de la capitolul 40, veți vedea că vorbește despre Ierusalimul cel nou, despre un templu nou, despre o cetate nouă, despre templul lui Dumnezeu și apa care țâșnește de sub templu. Vă întreb, ați auzit expresia lui Pavel, că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Oare nu suntem noi templul nou astăzi pe pământ? Oare Domnul Iisus Hristos nu spunea exact acest lucru? Din inima voastră, din inima noastră, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și uitați ce se întâmplă aici. Când a intrat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coți și m-a trecut prin apă, apa îmi venea până la glezne. Și mă gândesc că trebuie să însemne lucrul acesta ceva. Dacă apa din pasajul acesta reprezintă pe Duhul Sfânt, înseamnă că Profetul nostru, văzătorul nostru, a intrat în apă până la glezne. Și aș vrea să vă gândiți puțin când mergeți la mare și apa e doar până la glezne, pe cine găsiți acolo în apa aceasta mică? De obicei sunt copiii care se joacă. Același lucru se întâmplă și. În biserica lui Hristos. Prima dată când avem contact cu Duhul Sfânt, este semănată în inima noastră o sămânță din viața Zoe, din viața lui Dumnezeu, în inimile noastre. E o sămânță semănată. Dar sămânța aceasta trebuie cultivată, trebuie să crească. Noi nu trebuie să rămânem aici pentru că profetul spune că omul acesta l-a trecut doar prin apa aceasta, dar n-au rămas acolo, au înaintat. Dacă rămânem acolo, în apa aceea mică, rămânem copii, ca cei din Corint. Vine Pavel la ei, după o perioadă de timp, și spune: N-am putut să vă vorbesc ca niște, ca niște, la niște oameni adulți. N-am putut să vă spun lucruri ascunse. N-am putut să vă hrănesc cu carne. A trebuit să vin la voi cu lapte, pentru că voi, între voi sunt certuri, zavestii, mânii, unii spun că sunt al lui Apollo, unui, unii spun ca, că sunt al lui Pavel. Eu nu cred că se întâmplă în biserica dumneavoastră, poate unii spun noi suntem de la creștini, voi sunteți de la ceilalți, noi suntem de la baptiști, în biserica noastră sunt mulți frați de la oastea Domnului. Nu știu dacă cunoașteți ramura aceasta, sunt niște frați extraordinari, cântă foarte mult cântările fratelui Traian Dorz, Fratelui Niculiță Moldovianu. N Am cunoscut această familie a oastei Domnului la Roma și mulți dintre ei au venit la noi în biserică, mulți dintre ei au fost botezați și peste câteva săptămâni vom avea și noi un botez. Primul dintre frații care se vor boteza este de la frații de la oastea Domnului și ne bucurăm că Domnul lucrează și face lucruri extraordinare. Dar aș dori ca în biserica dumneavoastră să nu fie niciun fel de despărțire. Aș dori ca să găsiți acel teritoriu comun unde fiecare dintre dumneavoastră să vă simțiți bine. Aș dori ca în biserica aceasta să găsească frații de la Pentecostali o părticică din ceea ce îi caracterizează pe ei. Mi-aș dori ca frații de la creștini să găsească o părticică din ceea ce îi caracterizează pe ei. Fraților, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, haideți să mergem împreună și să lăsăm deoparte cele care nu le înțelegem. Cu timpul, Domnul ne va deschide mintea și vom înțelege lucrurile ascunse, taine. Acest lucru vă mărturizez că s-a întâmplat în biserica de unde provin. Așa am făcut, pași mici, și am înaintat și l-am văzut pe Domnul cum lucrează. Spunea profetul aici, am adus o mie de prăjini, o mie de măsuri de măsurat și am ajuns în apă până la genunchi. Deja aici Dumnezeu începe să lucreze cu oamenii care stau în apă până la genunchi. Oamenii care au stat în apă până la genunchi au început să vadă vedenii. Vă aduceți aminte de Daniel, care se ruga de trei ori pe zi, care n-a încetat nici când a fost amenințat cu moartea. A spus, eu mă rog și stau în genunchi și Domnul a început să-i dea vedenii. Gândiți-vă la Petru când era pe casă și au venit slujitorii lui Corneliu. L-au găsit la rugăciune, dar au primit o vedenie. Petru a primit o vedenie, Corneliu a primit o vedenie. Oamenii care se roagă încep să aibă experiențe extraordinare cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Începe Duhul Sfânt să lucreze în viața oamenilor acestora și înaintează profetul nostru, este dus de îngeri, încă, încă o mie de pași și ajunge apa până la brâu. Mă gândesc la, în cartea Iov, când Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu Iov, îi spune, au știi ceva, prietene, încingeți mijlocul ca un viteaz, pentru că eu vreau să stau de vorbă cu tine, tu să mă întrebi și eu să-ți răspund. Sau să stăm de vorbă, să avem o discuție. Îi spune Dumnezeu, încingeți mijlocul. Partea aceasta centrală care ne dă forță, care ne dă putere. Mă gândesc la Petru și la Ioan când se îndreptau într-o după masă la templu. În timpul de seară s-au îndreptat, se duceau la templu, se duceau să se roage. Și acolo au găsit pe un om care cerea de milă. Era cu mâna întinsă și parcă l văd pe acest om, Petru, cu puterea aceea care o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt când îi încinge mijlocul și spune în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Petru are acea viziune că omul acela era pregătit să fie vindecat și minunile se întâmplă, minunile se întâmplă în viața lui și omul acesta are puterea aceasta dunamis, care caracterizează venirea Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și Duhul Sfânt lucrează cu puterea lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Dar profetul nostru nu se oprește aici. Și mai face încă o mie de pași. Uitați ce spune. Am mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a dus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. Am mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l putea trece, căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să not. Un râu care nu se putea trece. Dragii mei, atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne conduce, ne călăuzește, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu Filip. Dintr-o dată Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus să ajungă carul famenului etiopian. Dumnezeu după aceea l-a dus prin Duhul Sfânt într-o altă parte. Și nu mai conducea Filip lucrarea, ci Dumnezeu lucra, lucra. Acum, mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră doriți ca Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să conducă lucrarea dumneavoastră. Doriți ca Dumnezeu să vă vorbească clar, să vă lumineze mintea, să înțelegeți care este planul lui de mântuire. Dar pentru asta trebuie să abandonați siguranța țărmului. Trebuie să faceți pași în ape adânci. Noi de multe ori avem ideile noastre preconcepute. Am plecat de acasă, am avut o idee și ne gândim noi că Dumnezeu ar trebui să lucreze cam așa sau cam așa. sau Avem noi gândurile noastre și încercăm să-L băgăm pe Domnul într-un șablon. Într-un tipar care ne-l-am făcut noi în minte și ne gândim la el. Dar Domnul Dumnezeu, când vrea să lucreze, el lucrează într-un mod extraordinar. Și Pavel în Romani spune: Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt Fii. Doresc ca fiecare dintre doamne, dumneavoastră să fiți Fiii lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt. Spunea o poezie care o mai recit câteodată tot despre pescuirea minunată, căci Domnul știa căci peștii se adunară și tatăl său mărirea și arată. Când ei vor scoate mrejele afară, dar nu zadar cum s-au trudit aseară, căci pescuirea va fi minunată. Doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să pescuiască în mod minunat, miraculos, să fie, să fie văzute minunile Domnului în mijlocul fiecărui dintre noi. Un alt lucru care ar trebui să facem pentru ca binecuvântarea Domnului, ca lucrarea Domnului să propășească prin noi și prin ceea ce facem, este să ne asumăm responsabilitatea. Frații mei, este destul de complicat să te apuci să faci o anumită lucrare și în biserică e destul de complicat să începi să faci evangelizare pe stradă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați încercat. Noi, în biserica noastră, am încercat să învățăm pe copiii de mici. I-am luat cu noi, avem un loc acolo, piață, se cheamă în piață la Ananina, e o piață mare, la capătul metroului, unde în fiecare duminică așezăm boxe, stație, mixer, mergem cu frații de la cor, frații de la grupul de laudă și închinare, mergem și facem exact un program. Prin rotație suntem patru biserici care ajungem acolo la evangelizare. În piața aceea vin mulți români. Pleacă multe autocare spre România, de acolo se întorc. Înapoi se întâlnesc, relaționează oamenii. Bineînțeles, după ce plecăm noi, este ceea cum spunem noi românii, bici, mici, bere și manele se întâmplă. Și în ultima perioadă s-a cam stricat lucrurile pe acolo pentru că Românii noștri n-au înțeles că trebuie să urmărim binele cetății în care am fost duși. Trebuie să fim atenți la oamenii, să nu jignim pe cei de lângă noi și au făcut cam scandal pe acolo și au închis locul acela. Dar, totuși, când venim noi dimineața, ne mai lasă din când în când să mai vestim Cuvântul lui Dumnezeu și mai căutăm oameni. Și am luat cu noi copiii mici. Le-am dat în mână un pliant. Inițial i-am învățat o poezie. Suntem din Biserica Evanghelică, vrem să vă mânăm un pliant. I-am învățat să spună ceva. Dar după aceea i-am lăsat să lucreze singuri, să pescuiască ei singuri. Și vă mărturisesc că din acel loc s-au înființat biserici la Roma. Sunt biserici care s-au născut acolo, în Ananina. Sunt oameni în biserici care îi găsim și spun: Eu am. Puțin mai înainte eram pe partea cealaltă de gard, beam bere și mă uitam la voi. Acum sunt cu voi aici și predic pentru cei de dincolo. Pentru că este o plasă metalică, așa, care separă pe unii de alții. Dragii mei, dacă vreți să pescuiți, dacă vreți să prindeți pește, dacă vreți să faceți lucrarea Domnului, dacă vreți să nu, nu auziți întrebarea aceea în fața tronului de judecată, ce ai făcut, cât ai pescuit, cât ai prins, ce ai prins tu. Dacă vrei să nu-ți fie frică de acea întrebare atunci, astăzi trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Când frații sunt la rugăciune, ești chemat să fii împreună cu ei. Când frații din biserica aceasta merg la evangelizare, mergi și tu împreună cu ei. Nu fă ca Petru. Petru, el când l-a văzut pe Domnul, i-a lăsat pe cei cu barca, a sărit în apă și a plecat la Domnul. După aceea trebuie să se întoarcă înapoi, să aducă mreaja, să aducă plasa. Sunt și printre noi. A, eu nu pot, eu nu mă duc, eu nu sunt, eu nu sunt chemat. Dragilor, nu putem să pescuim dacă nu ne asumăm responsabilitate. dacă nu mergem cu plasa pe lac, dacă nu mergem la pescuit, dacă nu aruncăm reaja, dacă nu facem ceva. Nu se poate. Trebuie să fim responsabili pentru ceea ce facem. Suntem chemați în lucrare, suntem chemați în slujire. Fraților, Trebuie să facem un mesaj, poate, un, o predică. Ne rugăm până când Dumnezeu ne ajută și mergem înainte. Mergem în față, vrem să lucrăm pentru Domnul, vrem să fie, vedem semne și minuni. Vrem ca Dumnezeu să lucreze, dar nu în modul ăla cum ne gândim noi, cu logica noastră. Vrem să facă semne și minuni. Mărețe! Să-i vinde și pe leproși. Dar, cum spunem, cam cum ne gândim noi de acasă? Cam cum avem noi imaginea despre Dumnezeu, care așa ar trebui să lucreze? Leprosul acesta a avut o caracteristică grozavă. El a venit să mulțumească. Credința mulțumitoare, credința mulțumitoare, este credința care mântuiește oameni. Este credința care ne mântuiește. Și un alt lucru, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze cu ceea ce ai tu. Cu mâinile tale, la locul tău de muncă. În blocul în care locuiți, în casa dumneavoastră, Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze cu ce aveți la din îndămână. Dacă în cana Galileea le-ar fi dat la oamenii aia pește, ce spuneți, era necesar pește? Aia, lor le lipsea vinul și Domnul Iisus Hristos a adus apă și a transformat apa în vin. Ce fel de vin a fost acolo? Rămâne de văzut, pentru că oamenii în loc să fie mai beți, s-au trezit din beție. A fost, probabil, un vin special. Dar dacă le-ar fi dat pește, le era necesar, nu, ei aveau nevoie de altceva. Acum, aici, dacă le-ar fi dat vin, la pescari nu aveau nevoie de vin. Pescari aveau nevoie de pește. Și Domnul Isus Hristos vrea să vă dea dumneavoastră, să vă binecuvinteze cu mâinile dumneavoastră și să vă binecuvinteze cu ceea ce aveți în mână. Îl întreabă Dumnezeu pe Moise, Moise, ce ai în mână? Un toiac, Doamne, aruncă-l și -l transformă într-un șarpe. Îl întreabă Domnul pe David, David, ce ai în mână? Un toiag. Dumnezeu îi pune în mână un sceptru. Tu vei fi împăratul lui Israel. Tu vei sta pe tronul lui Israel. În dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să lucreze cu mâinile dumneavoastră la împărăția cerurilor. Vrea să vă binecuvinteze cu ceea ce aveți în mâini, cu ceea ce aveți acasă. Vrea să vă binecuvinteze exact cu ceea ce aveți nevoie. Domnul Isus i-a întrebat, pește aveți? Nu, pește este aici. Și astăzi vrea să ne binecuvinteze pe toți. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și... Mă gândesc la Petru cu caracterul lui impulsiv, iruent, agresiv. Vine Domnul la un moment dat și spune, într-o zi a venit stăpânul mării la Petru și l-a chemat pe Petru de o parte. Era tocmai ceasul în serării, când s-au aprins luminătorii zării și a vorbit lui Petru despre moarte. Cum el va fi martir în suferință când va sfârși lucrarea minunată cum îl vor prinde cei fără de credință și îl vor zdrobi în marea lor dorință să nu mai pescuiască niciodată. Corăbieri și voi pescari pe mare, nu vă fricați că și noaptea se sfârșește. Priviți pe bolta nopții sclipitoare, cât și ca un fulger în curând apare Iisus cu slava care îl însoțește. Și la un semn, corabia salvării din marea lumii își va lua zborul cu peștișorii binecuvântării. La țărmul mării și al îndurării se va opri corabia, vaporul și îl vom vedea pe Simon de altă dată, pe Iacov și pe Ioan din poezie și pe Isus în slava minunată și lângă el biserica salvată și vom trăi cu el o veșnicie. Amin.